Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate 135 de locuri de muncă vacante. Ofertele sunt disponibile atât pentru șomerii neindemnizați, cât și pentru cei indemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 135 de locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de securitate 1 loc, agent comercial 1, agent curățenie 1, barman 2, bucătar 5, cameristă hotel 5, casier 3 locuri, coafor 2, cofetar 1, dispecer centru alarmă 1, dulgher restaurator 2, electrician 3 locuri, frezor universal 1, firar betonist 2, funcționar documente 1, funcționar administrativ 2 locuri, faianțar 3 locuri, frizer 2, fochist 2, inginer industrializare a lemnului 1 loc, inginer mecanic 2 locuri, instalator apă canal 1 loc, instalator sanitar și gaze 3 locuri, lucrător pensiune turistică 6, lucrător comercial 8, lăcătuș mecanic 7, lăcătuș confecții metalice 4, lucrător salubrizare 1 loc, mecanic auto 1, manipulant mărfuri 4, măcelar 1, montatoș placaje interioare 1, muncitor necalificat 1 loc, muncitor necalificat în construcții 7, ospătar 9, operator calculator 2 locuri, pregătitor lemnașchietor 2, recepționer hotel 2, recepționer magazioner 1, strungar universal 1 loc, supraveghetor hotel 2, șofer 6, spălător fierbător celuloză 2, secretară 2 locuri, săpător manual 3, tehnician electrotehnist 1, tâmplar universal 3 locuri, vopsitor în lemn 1, vânzător 2 locuri, zidar 7 și un loc pentru un loc de zugrav. Cei interesați pot consulta ofertele de muncă la sediul AJOFM din municipiul Drobeta, Turnu Severin, dar și în Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vânjumare și Comuna Cujmir.